cafeaua de dimineață, ne ajută să scapi de greață și strește moralul să pot suporta. Bună dimineața! Știți vorba cântecului, vine sau nu vine? Așa stă lumea și așteaptă acum într-o instituție numită Casa Albă, vine sau nu vine numirea și destituirea de prefect. Mi se face un semn, uită-te în camera aia. O să mă uit în camera aia, ce să fac? Asta e situația. Cu tehnica e mai greu aici, că noi nu prea le avem cu tehnica. Deci vine sau nu vine numirea de prefect. Azi noapte la 23 și 20 de minute au cedat până și peneliștii cei mai înfocați să aștepte ceva de la guvern. Probabil că au cedat și cei din guvern și au lăsat semnatul hârtiilor pe astăzi, acolo unde se va face. Apropo de guvern, apropo de neamț, apropo de schimbări, să salutăm pactul care funcționează în neamț între familia Burduja și PNL. Partidul acela Pact și PNL. Deci, Sebastian Burduja, tânărul nemțean școlit la Stanford și Harvard, cu ajutorul financiar al părinților, cel care a candidat în neamț în numele Pact, a fost numit secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice. E ok că a fost numit acolo, pentru că în familie există o tradiție, apropo de finanțe, tatăl său, Marinel Burduja, fiind finanțist de frunte, la început în Bancorex, banca de frumoasă și tristă amintire în același timp, cea mai mare bancă din România falimentată cu mult dragoste de potentații zilei de atunci, prin credite neperformante și nu numai. Deci Marinel Burduja, care după aceea a fost mare pe la Raiffeisen și acum se ocupă cu un IFN. O să spuneți ce e la IFN, instituție financiară nebancară, aia cu dobânzile foarte mari, deci foarte mari. Deci Sebastian Burduja, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, ceea ce poate pentru neamț va fi mai bine. Alte vești, înainte de a trece la ceea ce dorim noi să discutăm astăzi cu invitat, așa cum am obișnuit în ultima zi, ci că totul funcționează bine în România din moment ce Ionel Arsene reprezintă țara într-o instituție europeană. Cel puțin așa am văzut veștile de astăzi, de ieri, pardon, și tot la fel de bine este faptul că la noi în neamț funcționează sănătatea de bubuie. De exemplu, azi dimineață pe Mesagerul de Neamț s-a dat o știre cum că celebra policlinică, cum o știați cu toții, ambulatoriul de specialitate din Neamț, nu mai face de 2 ani de zile fișe medicale pentru șoferi. De ce? Pentru că au uitat să facă dosar. Și acum când l-au făcut din nou, l-au trimis cu foarte multă competență, deci cu foarte multă competență, exact așa completat cât să fie respins de cei de la DSP. Păi de ce să faci la ambulatoriu de specialitate al policlinică unde găsești pe toți la un loc? Te poți duce la o altă clinică privată, mie nu-mi place cuvântul ăsta de privată, că mi-aduce aminte de armată. Deci privată, unde probabil aceiași medici care sunt în ambulatoriu rezolvă pe alte costuri. Bine, să știți că fișele astea aduceau bani la spital. Ce să facă ei cu atâția bani? Și acum trecem la păsărelele noastre, pentru că în ultima perioadă avem o păsărică. Să promovăm multe lucruri din domeniul învățământului, al sănătății, acolo unde există dorință de promovare și merite în acest sens, sau din alte domenii asemănătoare de activitate. Noi nu am vrut să ne batem foarte tare cu pumnul în piept, să
ieșim în față și să spunem, vai, trebuie promovat ceva. Dar, atât cât ne-am priceput, de la distanță, am încercat să vedem ce înseamnă pentru Piatra Neamț, pentru județul Neamț și pentru autorități, faptul că o instituție școlară de prestigiu, de mare prestigiu și nu numai județean, a împlinit un număr de ani. Și acum că s-au stins într-un fel ecourile pozitive, sigur vor continua cele negative, pentru că există așa o tradiție în a muri și capra vecinului sau să fii supărat dacă n-ai primit tu capra să o mulci, deci cele negative vor continua. Astăzi discutăm despre lucrurile frumoase, despre tradiție și performanță cu managerul, eu nu-i spun director, pentru că e manager, după mine, un director de Colegiul Național, deci managerul Colegiului Național Petru Rareș, domnul Dan Griguruță Oniciuc. Bună dimineața! Bine te revăd, Dane. Eu îmi permit să vorbesc așa cu el, pentru că pe vremuri urlam pe aceleași coridoare într-un cămin de... Mai jucam și fotbal împreună. Da. Deci îmi permit acest lucru, chiar dacă n-am avut, să spun așa, bucuria de a ne întâlni pe la catedre. Au trecut câteva zile bune de la aniversarea pe care ați făcut-o. Te rog să ne spui câteva cuvinte în mare, să ne introduci în subiect și după aceea eu, după ce ieri am primit de la doamna Elena Preda, inspector de specialitate, o cutie cu îndulcitor, ca să nu mai pun întrebări mare, o să iau de aici o bucățică de îndulcitor și pun întrebări... Accept oricând întrebarea mare. În momentul în care am candidat pentru postul de manager la Colegiul Național Petru Rareș, ideea de 150 de ani era abia conturată. Pe parcursul timpului am reușit să contactez foarte mulți foști absolvenți, foarte mulți profesori. Am creat o echipă cu care am lucrat în tot ce înseamnă promovarea evenimentului și activitățile ce ne le doream a fi realizate. Programul a suferit de-a lungul timpului o sumedenie de modificări, pentru că așa este, foarte mulți rareșii sunt răspândiți peste tot în lume. Săptămâna în care se aniversează este săptămâna înaintea aniversării Zilei Naționale și unii dintre oameni au concediu de mult planificat, cei de afară nu vin decât vara. Spre exemplu, astă vară am avut plăcuta surpriză să fim vizitați de domnul Daniel Tătaru, domnul profesor doctor Daniel Tătaru de la Universitatea din Berkeley. Am avut două ore superbe de discuții și mulți alți foști absolvenți de Rareș. Ceea ce ne-am dorit noi au fost poate două lucruri foarte, foarte importante și cred că am și reușit. N-a fost un eveniment despre noi, despre noi actualii directori, despre noi cei care, să spunem... Asta vreau să spun, este foarte bine că ați evitat să picați în această capcană. Nu cred că se cădea, în primul rând. Noi nu suntem niște persoane chiar atât de importante la vremea aceasta. Poate în timp alții vor spune despre noi lucruri bune sau mai puțin bune despre ce am făcut acum, dar asta este imaginea care trebuie să o dai. Aniversarea celor 150 de ani este a colegiului. Colegiul înseamnă nu numai niște ziduri, înseamnă generații și generații de absolvenți, de profesori care au trudit acolo în școală. Și cum am reușit noi să punem în valoare, știi, poate ai mai fost prin școală pe acolo să vezi, pe toți pereți erau tot felul de lucruri care practic nu aveau nicio legătură cu istoricul școlii. Avem acum o panoplie cu 111 portrete de cadre didactice care au predat din 1869 până la zi, pensionari, profesori care au predat cel puțin 10-15 ani în Rareș. Adică oameni care au lăsat ceva în exact. Valor. Nu doar noi suntem, sunt mulți alții care au fost la fel de buni ca și noi, dacă nu mai buni, au pus tot atât de mult suflet ca și noi, dacă nu mai mult. Niște oameni care au ars acolo în școală, ghilimele de rigoare, la fel de mult ca și noi. Tradiția în excelență și în performanță la Rareș nu este făcută doar de noi, cei care suntem acum, sau de o anumită generație, ea curge de-a lungul timpului. Ați fi surprins
să vedeți cât amar de multă lume are vorbe frumoase despre o întreagă pleiadă de profesori, despre unii eu nici nu am auzit, a trebuit să răspăiesc anuarele vechi ale școlii, a trebuit să mă întâlnesc, spre exemplu, cu nepoții profesorilor care au fost în școală. Bucuria mare a fost când și-a văzut bunicul pe holul școlii. Foarte, foarte surprins. Toate lucrurile acestea au arătat că am făcut o treabă bună. În al doilea rând, știi, când te apuci de niște chestii, nu prea am avut bugete pentru renovări și ce a trebuit făcut cu clădirea asta de patrimoniu. Ceva bani s-au găsit la Consiliul Local și am zis să fac o treabă ca acasă. Adică... Aici eu aș face o paranteză. Consiliul Local, în timp, chiar dacă a fost pe proiecte punctuale, a sprijinit. Fără are și fără îndoială. Este practic singurul partener total implicat. Loial. Ce... Loial. Și fără niciun fel de idei de promovare, exact. Idei de promovare sau idei de a impune un anumit constructor sau știu eu ceva de genul ăsta. Nu, nici pe departe. Sala de sport, pavelele din curte, sunt foarte multe lucruri făcute în cei doi ani și ceva de zile. Noi am criticat aici politica Consiliului Local în general față de dotarea școlilor de multe ori, dar când este ceva de recunoscut, trebuie spus. Fără îndoială. A fost o sumă, nu o fac publică, nu a fost nici mare, nici mică, dar tot ce înseamnă hol de intrare în școală, am renovat, am avut plăcuta surpriză să găsim niște picturi pe pereți care datau de cel puțin 80 de ani. Directorul de la Centenar, domnul Mancaș, nu știa de ele și le-am pus în evidență, le-am reconstituit apelând la specialiști. Am adus un domn care s-a ocupat de renovarea Palatului Culturii din București, din Iași, și a făcut toată treaba asta gratuit. În dorința asta de a face atâtea lucruri, n-ați avut și tentații de genul, domne, uite, ai nevoie de bani mulți, hai să facem cumva, să-i aducem. Am să spun doar o singură frază și cred că cine are de înțeles va înțelege. Probabil foarte mulți au crezut că îmi voi rupe gâtul din punct de vedere financiar, că nu, dacă nu voi avea sprijinul cuiva, nu voi putea să realizez. Pot să afirm acum cu certitudine că am încheiat pe plus tot ce a însemnat acest eveniment cu toți partenerii cu care am lucrat, sunt achitate facturile la zi, am făcut totul doar pentru școală și cu gust și cu lucruri de foarte bună calitate și am apelat la profesioniști, Vali, adică știi, noi avem în școală și profesori de muzică și de arte și de ce vrei tu. Da, putem face o serbare școlară, putem face tot felul de lucruri din acestea care sunt cotidiene, se întâmplă în școală. Da, dar ce te faci vorba, cu o gală? Când e vorba de o gală. Ce te faci cu o gală? Și am avut plăcuta surpriză să întâlnesc o absolventă de Rareș care cu studii în actorie și regie făcute în Statele Unite, acum e în București cu teatru privat și ce vrei tu, Alina Grigore, care... pe ideea noastră de spectacol a regizat complet, a lucrat într-o platformă pe care doar o singură persoană de la Teatrul Tineretului o cunoștea, cu tot felul de chestii specifice regiei moderne, cu utilizarea la maxim a resursei actuale într-o oarecare măsură, adică 3-4 copii talentați din Rareș, dar foști absolvenți care au reușit în domeniul artistic au avut și ei momentele lor. Am avut premiați absolvent din 1956 până în 2010. Oameni care au confirmat, oameni care sunt niște nume în domeniile lor. Sunt enorm de mulți. Noi am făcut primul pas. Această gală va fi anual, vor fi în fiecare an astfel de trofee acordate. Eu nu mă voi opri decât în măsura în care nu voi mai avea mandat de manager să fac lucrul acesta. E bine, chiar dacă te vei opri din mandatul de manager, poate vei sprijini. Poate să vin și... Nu, poate vei sprijini dintr-o altă poziție. Colegiul, știi că eu am pe moniții. Da, știu. Dumneavoastră totdeauna mi-a spus niște surprize tare în emisiune. Ultima dată i-am spus că va fi demis, parcă. Da, și mi-a dus și ziar. După ce jumătate de oră am discutat despre vrute și nevrute la revista presei, ia să vedem ce scrie monitorul de neamț astăzi. Și pe prima pagină, wow, ce surpriză! Inspectorul general a ajuns, dar a fost interesant. Acum nu o să spun decât după emisiune. Nu mai este monitorul sub formă scrisă sau ce?
Nu există mesager. Există mesagerul, sigur că da. Da, o publicație cu care noi am colaborat foarte bine. Noi am, vreau să-ți mai spun o treabă, am încercat să promovăm valorile Rareșului și altfel. Noi acolo avem profesori care au, din păcate unii dintre ei au decedat, dar care au fost niște profesori, niște pedagogi excepționali. Ce am putut să fac? Fără niciun fel de ipocrizie și fără niciun fel de, să spun, lupte din astea. Am ascultat și stânga, am ascultat și dreapta, dar trebuie să iau o decizie. Este simpozionul Ioan Zenembizi, un profesor de matematică excepțional, despre care foarte mulți absolvenți au venit să-mi vorbească numai pozitiv. Mai mult decât atât, unul dintre ei, George Teleman, pot să dau și numele, că vrem să publicăm, vrem să dăm drumul la un asemenea simpozion. Omul a spus, domnule, vreau să donez o anumită sumă de bani, e vorba de 9.000 de lire. O sumă deloc mică, da? Deloc mică. Pentru studiile pe un an de zile ale unui absolvent de Rareș care intră la una din primele 5 universități de specialitate tehnică, să spunem, mate, fizică, informatică, chimie, biologie, în Anglia. În fiecare an plătește acești 9.000 de lire copilului care va câștiga bursa și bursa se numește Bursa Ioan Zenembizi. Și omul a spus așa, fac gestul ăsta pentru că eu am ajuns ceea ce sunt din mulțumită dirigintelui meu, profesorul Zenembizi, și matematica pe care am putut să o învăț de la domnia sa. Anul trecut, o elevă de-a noastră, Ioana Roca, studiază matematică la Glasgow. Anul acesta avem deja 2 copii care sunt în probe. Vineri, peste 2 zile, unul dintre elevii noștri este la Oxford pentru mate, iar săptămâna viitoare altul pentru fizică. Bursa curge. Și pentru cea care va fi în anul 2 și pentru ăsta care este în anul 1. Apoi, Ioan Zgârciu, un nume în chimia românească cu foarte mulți olimpici naționali și internaționali. De asemenea, avem și pentru domnia sa un simpozion pe care colegii de catedră cu mare, mare drag și colegii de chimie din oraș au vrut să-l facă. Profesorul Lașcu, nu l-am cunoscut, am citit în schimb o grămadă de lucruri. Am avut plăcuta surpriză așa, între prieteni te mai întâlnești cu cineva mai în vârstă și îmi spune, domnule, povesteam eu cam ce vreau să fac, dar tu știi că domnul Lașcu mi-a fost mie profesor și mi-a povestit ce fel de om era. Toate confirmau același brand, un nume deosebit, un profesor emerit și atunci sala de sport parte de numirea profesor Vladimir Lașcu, simpozion Vladimir Lașcu. Însă, ca să nu stănesc tot felul de orgolii absolut firești și de înțeles, nu am încercat să dau denumirea sau să promovez un simpozion cu numele unei persoane care este încă în viață. Pentru că, sigur, sunt mulți profesori care sunt pensionari. Merită, care, da, vor merita fără îndoială. Eu am ales criteriul să fie vorba despre cei care nu mai sunt și care, în timp, evident, numele lor nu trebuie să se piardă. Și în felul acesta am văzut emulația. Copiii, în primul rând, știu despre ce asta profesor... Asta vreau să întreb. Cum au reacționat copiii? Păi, ce să spun, am avut inspirația, să spun, nu este o idee neapărat originală, Nopții Muzeului Rare. Știi că este un program din ăsta, Noaptea Muzeilor în România. Rare și este clădire de patrimoniu, dar nu e muzeu, nu e... Și nici nu prea poți permite exact, când să intre cineva. Exact. Ei, având în vedere faptul că am descoperit, început să spun din aur, inclusiv acel... Acea pictură. Da, cu Straja Țării. O organizație, a fost tu ca profesor de istorie, știi foarte pot bine. Pot să spun, dar nu-i ca da, așa, am găsit-o acolo, face parte din istoria școlii. Ei, noi am găsit anumite săli de clasă, au fost săli pentru spital de război. În alte săli au fost dormitoare, în alte săli au fost magazii sau nu știu eu ce cabinet. Și atunci am avut 10 săli de clasă în care grupuri de copii le-au dotat exact specific, pe tema respectivă. Deci am rămas surprins să văd sala Petru Raj. Ce poate să facă copiii la sala Petru Raj? Și ce am găsit acolo m-a încântat. Deci o masă din aia de ospăți ca la casele domnești, cu copii îmbrăcați în costume de epocă, cu săbi, cu scuturi, cu muzică medievală, cu dansuri specifice perioadei respective. Dă-le copiilor posibilitatea exact să se exprime. Și o să vezi ce poți să scoate. Exact. Bun. Exact. Da, surpriza mare a fost că noi am spus, am
rugat publicul să vină. Ei, prima zi a fost cum a fost, dar a doua și a treia zi era cu voi de lume. Și mai în vârstă, cu copiii, veneau să vadă, sau spitalul de război, cu un pacient acolo, cu vechile dulapuri de medicamente, cu paturi din alea, cu saltele pline de... Ei, copiii ăștia le-au adus și le-au făcut toate acolo. Și, deci, asta a fost un tip de reacție pe care l-au avut. Raportarea la trecut a venit foarte simplu în momentul în care ți-am spus, am văzut copii împreună cu bunicii, adică de fapt bunicul venind acolo și arătând, uite, ăla este, mi-a fost mie profesor, și în felul ăsta și ăsta mic a aflat, uite, vezi, e o tradiție. Așa am aflat, eu am încercat și poate reușim la anul să vedem. Vreau să văd care e cea mai longevivă familie de la Reșiști. Câte generații? 5, 6, 7? Pentru că... S-ar putea să-ți fie greu să... Foarte greu. Foarte, foarte. Eu am găsit la 4 generații, 5 generații, ceva de genul ăsta. Bine, au fost multe. A fost ziua, dacă e așa să povestesc, foarte important, au început de pe 25 octombrie, când școala a fost decorată de Casa Regală. Tot ca un semn de apreciere pentru ceea ce înseamnă învățământul în neamț, nu? De asemenea, am avut plăcuta surpriză să ne vină invitați de la Alianța Colegilor Centenare. Sunt colegii care au peste 150 de ani. Au venit și copii, am avut prima oară această deschidere, nu numai directorii de la colegiile astea, să vină și copii. Astfel încât copiii de la noi, care sunt în consiliul electoral sau fac tot felul de chestii, să întâlnească cu cei de acolo și împreună să discute, să pună activități din acestea împreună. Și au stat 2-3 zile, a fost o întreagă, un efort și financiar, dacă vrei, să asigur cazare și masă tuturor acestora un anumit număr de zile, să fii și ospitalier, să rezidi dimineața de la 8 până seara până la 8. Dar acum, trăgând linie, vă spun sincer că am ținut foarte mult la părerile colegilor mei de cancelarii de acum, la părerile copiilor, dar în mod deosebit la părerile foștilor profesori. Eu am avut nenumărate discuții cu ei în diferite formate pentru a mă sfătui, pentru a afla multe lucruri, pentru că sunt sensibilități, sunt... Așa e într-o... Bine, mai ales într-un liceu exact. Cu asemenea tradiție și cu oameni care au o personalitate puternică. Da, de-aia am spus, n-a fost vorba despre noi, nu. Nu am părut nicăieri, nici eu, nici colega mea, nici membrii Consiliului de Administrație, ca noi, fiind, nu știu... Nu, am avut în spate toată echipa... Acum... Mare. Tu ai venit la Rareș de câți ani? Păi din 2008. Din 2008. Hai să vorbim despre spiritul Rareș. Bănuiesc că ți-a fost totuși destul de greu în primul an să vii, să cunoști lumea, să poți netezi asperități, să... Mă rog, cum se face? Știm. Foarte greu. Știm. Dar ce înseamnă spiritul rareșistului? Pentru că eu aud foarte multă lume care vorbește despre vai, Rareș în sus, Rareș în jos, noi facem, dar eu cred că a fi rareșist înseamnă și a fi un exemplu de multe ori. Da, fără îndoială. Nu numai ce faci în școală este important, ci și modul în care te prezinți în societate. Evident. Aici sunt multe de discutat. Sunt foarte multe de discutat și poate lucrul cel mai supărător este atunci când un rareșist vorbește despre școala lui, unde nu mai este elev, nu mai este profesor, nu mai are, să spunem, nicio tangență directă cu școala în fel și chip. Hai să spun ce este spiritul Rareșului. E foarte greu de definit. Cu ocazia acestor discuții am avut foarte multe surprize. Am avut oameni care sunt realizați într-un anumit domeniu, să zicem, în domeniul filologiei sau unde vrei tu, și să-mi spună că Rareșul i-a mâncat zilele. A fost poate cea mai grea perioadă din viața lui. A fost stresat, a trebuit să învețe lucruri care nu i-au trebuit niciodată și așa mai departe. Găsesc alte persoane care îmi spun, da, a fost o experiență utilă, prea multă gargară după aceea. Pentru că noi nu trebuie să uităm niște lucruri foarte, foarte importante.
Dacă există, și există fără îndoială un spirit al Rareșului, este în primul rând datorat a două lucruri absolut esențialmente în strânse legătură unul cu altul. Pe de o parte sunt profesori. Când ajungi profesor în Rareș, dacă te mulțumești că ești la liceul din centru, ai terminat, nu ai cu nimic. Pentru mine, primii ani în Rareș au fost, dacă vreți, mai mult decât o teză de doctorat. Pentru că acolo nu trebuie neapărat să știi carte. Trebuie să știi să dai carte, trebuie să știi să răspunzi unor copii. Și doi, acolo îți vine, vrei, nu vrei, așa e plădită societatea, așa suntem noi oamenii făcuți, printre cei mai buni copii a unei generații. Nu toate cele 6 clase sunt pline de copii foarte, foarte buni, dar sunt copii care doresc să facă carte. Dacă tu nu reușești la orele tale să-i faci pe acei copii să admire obiectul tău, să te admire pe tine, să urmeze un drum în viață croit pe disciplina ta sau disciplina înrudită cu ce predai tu, atunci avem o problemă. Nu e nimica foarte ros, cum n-a fost niciodată foarte ros în Rareș. Sunt anumiți profesori și anumit de profesoare care lucrează foarte bine, generații întregi de copii își duc existența și urmează învățământ superior în domeniul respectiv, dar sunt și alte zone în care sunt probleme, cum a fost și înainte, sunt și acum. Este nefiresc să ne raportăm numai la o anumită generație. Eu dacă cunosc, pe exemplu, generația anilor 70, numai ăia sunt din generația mea cei mai buni. Eu vă spun că am avut iarăși întâlnit cu un tip, băiat a terminat acum 7 ani, este procuror la un viitorul parlament condus de Laura Codruța Chioveși, cu doctorat la Sorbona, lucra băiatul între doar de 7 ani. Da, doar de 7 ani, plecat de 7 ani din școală, a făcut dreptul la București, bursă la Paris, doctorat și este printre cei candidații, mai buni. Exact. Un copil care e din altă generație și pe un alt domeniu, nu pe domeniul, să zic, neapărat al științelor alea despre care vorbesc eu. Deci a fi rareșist înseamnă multe. Și acum ne vin, domnul Valentin, ne vin scrisori de mulțumire din partea multor dintre universitățile de top din țară pentru modul în care copiii sunt, în primul rând, educați, învățați și știu carte. Nu vreau să dau decât un alt exemplu. Știți, na, în Rareș se schimbă cancelarea acum. Vrei, nu vrei, trebuie să vină niște oameni. Grija mea mare și poate marea mea problemă este să găsesc cele mai bune soluții pentru a locui niște profesori deosebiți care au fost până acum. Că asta a fost tot timpul în Rareș. Tot timpul trebuie mereu să vină oameni foarte bine pregătiți care se încarcă de același spirit al Rareș, care nu pot defini că ăsta e. E un întreg cumul de factor, de atitudini, de ce dorești tu. Și am adus, am invitat, am oferit, am ofertat, e piață liberă, colegi de la un alt liceu din Piatra Neamț. După 3-4 săptămâni, normal, discuți cu omul, măi, cum e? Cum ți se pare? Cum ți se pare? Replica a fost în felul următor, dom'le, e ceva anormal aici. Copiii aceștia îmi cer teme pentru acasă, îmi cer să rezolv probleme. Copiii aceștia pun întrebări și le pun cu bun simț. Ăsta este Rareșul. Dacă tu în clasa nouă ai reușit să prinzi copiii foarte bine, să-i ancorezi în treaba aceasta, o să ai o generație foarte bună. Dacă însă te vei dori să fii doar popular, să fii, să zic așa, plăcut în comportament și iar când mergi în afara Rareșului, oricine are dreptul să facă orice fel de apreciere. Este o apreciere personală, dar nimeni nu este purtător adevărul absolut. Oricând se pot găsi mulți alții care să fie la fel de valoroși ca verb, ca frază, să spună cu totul și cu totul alte lucruri. Deci, asta e părerea mea. Nu cred că trebuie să blamăm pe cei care au opinie, care au un anumit tip de comportament, dar a te raporta și a fi deținători de absolut adevărul absolut, e puțin cam mult. Nimeni nu cred că poate să facă asta niciodată. Bun. Acum, ne aflăm în data de 11 decembrie 2019, vine anul 2020. Da. Ieri am purtat o discuție extrem de interesantă cu un inspector, unul din inspectorii care are păreri în inspectoratul școlar, doamna Elena Preda. Are păreri, are o idee bine
făcută, consolidată în timp despre învățământ, inspectorat. Ai fost inspector. Nu mai spun ce funcție ai avut în inspectorat. Da. Eu ieri spuneam în emisiune că inspectoratele probabil trebuie să existe într-o formă oarecare, dar primul lucru care ar trebui să fie în inspectorat este să avem oameni dedicați pentru ceea ce ar trebui să facă. Și că există un fel de imobilism în modul în care inspectoratele, după aceea de la inspectorate merge spre directori care sunt mai mult hârțogari de multe ori decât manageri. Facem diferența. Da. După ce ai fost director, inspector, director, ești director la Colegiul Petru Rareș, cum vezi tu în momentul acesta situația din învățământ? Pentru că, de exemplu, mie nu mi se pare normal, și am spus-o ieri și n-am luat-o de la foarte mulți prieteni din sistem, pe telefoane personale, nu mi se pare normal ca, de exemplu, învățătorul să nu asiste la orele clasei lui de educație fizică și sport sau la limbi străine. Da. Pentru că este clasa lui. Nu mi se pare normal, dacă avem cazuri de profesori despre care tot știu că nu-și fac treaba, să-i păstrăm în sistem. După cum nu mi se pare normal, dacă avem copii problemă, nu un an, nu doi, ci 3, 4, 5 ani într-o colectivitate, la voi nu prea e cazul, în Rareș, dar sigur știi despre ce e vorba. Da, eu da. Vorbesc de copiii bolnavi. Da. Să nu ai posibilitatea să îi protejezi pe ceilalți 25 de copii din clasă. Cred că răspunsul la întrebarea asta e foarte complicat și complex. Știu. Dar pleacă poate de la ceea ce ai început să spui în abordarea pe care ai avut-o. De foarte multe ori, experiența personală a unuia sau uneia reprezintă dogmă sau e ceea ce contează. E foarte dificil să cunoști un sistem de învățământ doar dintr-un anumit punct de vedere. Este foarte dificil ca atunci când, nu știu, ai doar 10-15 ani de vechime în sistem, abia obținut, să zicem, gradul 1, să vii și să prestezi o muncă de îndrumare și control. Hai un pic, am avut și cazuri că avea de-abia gradul 2. Exact, au fost cazuri de acestea. Deci, nu mai vorbim că pui, eu n-am nicio problemă, pui un om care n-a fost în viața lui decât postac. Sau poate a fost inspector școlar adjunct. Sau poate a fost, eu știu, lichitor, profesor de serviciu. Sau profesor de serviciu. Astea sunt marele probleme ale sistemului, deci pleacă tot. Aceste semnale care se transmit prin numiri și tot felul de chestii din astea sunt văzute în sistem. Cred că nimeni nu se gândește cum este perceput în sistem o treabă ca. Deci că dacă ăla ajunge general, exact, ce să-mi bat eu cap? Exact. În felul acesta, în cancelarii, suntem oameni și acolo, nu suntem niște roboții, că dacă ne-a spus cineva de la inspectorat să facem o chestie, o facem. Câteodată trebuie să o faci, ești obligat să raportezi tot felul de hârtii ce spuneai și tu. Inspectoratul trebuie să fie locul în care îți rezolvi anumite probleme care nu le poți soluționa la nivel de școală. Și pe cale de consecință, de la minister trebuie să vină toate aceste chestii. În momentul în care este o imagine foarte clară asupra ceea ce urmează să se întâmple, sigur omul de încancelare ar putea fi urnit. Până atunci nu urnește nimic. Dar sistemul, acum ce imagine există? Sistemul de învățământ este din interior. Acum este mai inert ca niciodată. Asta mai este imaginea pe care o percepem și noi. Foarte, foarte inert. Este foarte dificil să te duci într-o cancelare. Nu vorbesc de mine neapărat. Dar tu direct îți duci într-o cancelare cu oameni care au tot felul de probleme, oameni care văd atât de multe lucruri, pentru că nu poți să sfidezi inteligența celui om. Oricât aș fi eu de mare director sau mă cred că am luat un concurs și de acum gata știu mai multe decât el. Acel om gândește ca și mine. Nu pot să-i sfidez, repet, sau să-mi bat joc de inteligența lui, încercând să-i pun în față o hârtie în care să-i spun să numere nu știu ce
absențe sau să numere nu știu ce chestii sau absenteism sau nu știu ce. Sau să-ți vină de dimineață un magăr de hârtii despre tot felul de proiecte care se desfășoară în tot felul de locuri din țara aceasta, nu numai în județ, unde tu ca școală nici măcar nu școlarizezi pe nivelul ăla de învățământ. Deci o puzderie de informații din acestea care sunt nefiltrate, care sunt trimise în sistem, luați de aici și, repet, azi așa, mâine așa, ajunge omul la o saturație. Nu poți să te duci, mai vezi că este un concurs la Râmnicu Sălat de lăute. Dau și eu un exemplu. Da. Eu n-am lăute, ce să fac? Dar trebuie să-l informez pe coleg. Că altfel, dacă se trezește vreunul... Deci aici apare problema. Iar doi, eu am să, aici am permis și cred că nu o să fiu acuzat de lipsă de modestie, pentru mine întâlnirea cu inspectoratul școlar și cu această postură de inspector școlar a însemnat o mare provocare. Și am să-ți spun cu mare sinceritate un lucru. Nu ești inspector școlar până când nu ești acceptat de colegii tăi cu adevărat și colegii aia care contează. Însă eu ca profesor de fizică, până când nu am avut, nu girul, să știu eu că într-adevăr colegii mei de fizică, cei care contează, au în mine un reprezentant în care cred și cu care pot să facă tot felul de lucruri, treaba e ok, dar dacă nu e așa, ai încurcat-o. Deci nu poți, eu vă spun foarte sincer și nu vreau să supăr pe nimeni, cu numiri la diferite inspectorate școlare în țară. Omule, nu se poate ca în capitala de județ să nu găsești 4-5 inspectori să-i pui acolo, ci să aduci dintr-o anumită zonă, dintr-o anumită filieră. Transmițând în sistem acest mesaj, este, repet, o sfidare... Bun, haideți că o să spun eu lucrurilor altfel. S-a ajuns până într-acolo și avem cazul ăsta de la Arad foarte interesant. Exact. În care un inspector general l-a schimbat pe un inspector pentru că a criticat partidul de guvernământ. Cel puțin așa vei spun procurorii, până la cap. Dar avem cazuri pe care le cunoaștem de locale. Da. S-a scris despre ele. Nu mai vorbesc despre rușinea aceea inimaginabilă cu concursurile de director la cei care nu și-au luat posturile, n-au reușit să rezolve niște mici chestii atunci, n-au reușit să ia concursul și pentru că de la partid s-a spus ăștia trebuie să fie directori, s-a schimbat metodologia exact. Și au fost numiți direct. Și ei sunt directori numiți, ceilalți au dat concurs, iar ăștia sunt numiți. Este incredibil. Și atunci toți spun așa, este promovată și încurajată nu non-valoarea neapărat. Nu. Este promovată oportunism. Și pilăria. Exact. Pilăria de partid. Cunac, s-a învățat chestia asta foarte repede, Vali. Trebuie, eu încă nu știu. Cum poți să ajungi unde trebuie, la cine trebuie, ca să poți să... Nu știu unde. Eu am crezut că, înveți... Lucrurile merg așa. Băi, trebuie să punem un director la... Nu știu, dați-mi voi o instituție, care vreți voi. Să-l schimbăm pe ăsta de la rară și hai să luăm așa. Nu, aici e o problemă. Da, bine. Pe emisiune de ce. Deci dați-mi o instituție, nu știu, DSP-ul, da? Așa, mersi, Gabi, ca să te bag în gura celor de la DSP. Deci, DSP-ul. Păi să punem director la DSP. Nu se întreabă nimeni, bă, hai să vedem ce avem în DSP. Așa. Avem pe cineva în DSP din comuna Izvorul Muntelui? Spune, avem pe cineva de la mine de acasă, de acolo? Ia hai să vedem. Bă, chiar din Izvorul Muntelui nu avem. Dar avem de la Potoci pe unul. Ia să vedem, de la Potoci îl cunoaștem? Bă, parcă l-aș cunoaște. E rudă cu ăla pe care l-am pus acolo. Ia cheamă-l la mine. Bă, tu vrei să fii director? Da. Deci fii atent aici. Ești director, dar 6 posturi care sunt acolo, trebuie să pui 6 oameni de la, mai ziceți-mi o comună, mă, să nu greșesc. Îmi faci căuți. Acum voi acolo vorbiți despre comune sfinte din Neamț. Doamne ferește. Da. Nu vorbiți. Nu cunosc despre ce faci tu vorbire, da. Și atunci, când am avut președinte de Consiliul Județean din Roman, se făcea naveta de la Roman. Când am avut președinte de Consiliu, președinte de Consiliu Județean din zona Târgu Neamț, se face naveta de la Târgu Neamț. Dom'le,
Chiar așa merge competența după funcție? Chiar și eu mă întrebam de treaba asta. Chiar mă întrebam. De foarte mult timp, la inspectoratul școlar, spre exemplu, eu m-aș fi bucurat, eu m-aș fi bucurat dacă toți șefii ăștia de instituții care erau din Roma la un moment dat să fi făcut așa, bă, dacă tot trebuie să venim să facem naveta, hai să găsim noi o soluție să o facem mai bună, mai ușoară și mai atractivă. Ăștia de la Târgu Neamț, hai să vedem cum facem. Și după aia facem cum a făcut un sat din Ardeal. Știi cum a făcut un sat din Ardeal? Nu. Și este... Da, nu este real. În 90 la Revoluție, întâmplarea au făcut, l-au dat jos pe primar și cine a fost cel mai vocat? Unul care stătea în capul satului. Nu se spunea acolo, în capul satului. Și stătea săracul, într-un bojdeu, că era mai sărăcuț. L-au pus primar, într-un an de zile l-au săltat ăștia că și-a făcut un dita mai viloiu. Înțelegi? Da. S-au făcut un fel de alegere atunci, cum era pe vremea aia, și a nimerit să fie vecinul lui. Care probabil dăduse încât pe ăsta, nu știu. Într-un an de zile l-au dat și pe ăsta afară și a făcut și ăsta vilă. Și atunci s-au adunat oameni și au zis, uite cum facem de acum. Îi alegem primar la rând și ne facem satul, satul frumos. Da. Păi hai acum să rezolvăm, alegem unul din Bicaz. Rezolvăm problema Bicazului cu funcții, cu oameni duși până la ministere, că-s competenți. Stau în același, respiră același aer cu șeful, cu Ayatollah-ul. Da. Lăsând partea asta puțin mai amuzantă deoparte, vreau să-ți spun că lucrurile nu sunt deloc ok în sistem și unele sunt datorate evoluției societății românești ca atare. Deci numărul de copii care nu vor mai fi în școli este peste 1000 și ceva, vor dispărea clase întregi, se va pune problema desfințării unor anumite structuri, restrângere de activitate pentru cadrele didactice, lucruri care vor trebui făcute, să vedem ce metodologii vor fi. Deci nu sunt copii. Doi, noi pregătim în colegiile tehnice, n-am nicio problemă cu ei, Doamne ferește, dar sistemul nostru social nu gândește că elevul care termină o școală profesională, bine că au revenit la această idee, sau un liceu tehnic, dacă nu urmează cursuri ale unei universități de profil și vrea să angajeze, să facă o practică, nu are unde. Nu are unde, dar în liceu nu are unde. Nu mai există unde în liceu. Nu și mai există. Cu cine de multe ori? Și chiar cine? Mai mult decât atât, cu cine? Pentru că mi-aduc aminte, când eram inspector general ajunt, au apărut acele programe de reconferințe profesionale pe TIC și informatică și foarte mulți ingineri care predau obiecte gen mecanică, prelucrări prin așchiere sau mai știu ce obiecte erau pe acolo, au făcut reconversie și au devenit profesori de TIC, TAC, Info și ce mai era acolo. Deci astea sunt problemele mari. În rest, de făcut ore sau de bifat că am un anumit număr de ore, da, reforma trebuie să fie profundă. Așa... Domnul Dante salută mai multă lume pe site. Cu respect. Îmi place că te salută și consilia județeni. Ei aș întreba dacă au fost și ei la să viziteze muzeul, să viziteze colegiul. Și un domn spune, știe invitatul că la NASA lucrează 20% persoane cu autism, derulează un program de identificare a copiilor cu autism, potențial de genialitate. Sigur, sunt foarte multe sunt întrebări, le voi studia. Noi avem o sumedenie de programe. Spre exemplu, uite, vă dezvălui o treabă cu partenerii noștri din Franța, cu liceul care suntem înfrățiți, cu reprezentanții ambasadei Franței, am dorit să facem un simulator de zbor real, nu din ăsta soft. Și nenumărate alte activități avem în școală, nu numai carte. Sigur, avem la NASA și noi, avem la Agenția Spațială Europeană, sunt copii laureați la Olimpiada Internațională de Astronomie Astrofizică, sunt copii care au la fizică. Deci, tradiția asta a rămas a performanței de înaltă calitate, dar asta nu se face cu cei 800 de elevi. Sunt un număr restrâns de copii care obțin aceste rezultate. Ce faci cu restul? Deci învățământul de calitate trebuie să rămână. Copiii ceilalți care nu se duc la olimpiadele astea internaționale vor urma instituții de învățământ de profil din țară, medicină, drept, academii militare, școli de poliție, ce vreți voi.
Dar acolo sunt cei mai buni. Și sunt cei mai buni pentru că în școală încă primesc ceea ce trebuie. O învățătură, carte serioasă. Încă se face la Rareș. Am avut discuții cu un director din București, la colegiile astea centenare, și mă întrebau, cum de mai învață ai voștri? N-am știut să dau răspuns. Nu știu de ce să spun copiii învață. Cum să-i spun? Păi eu când mă duc, eu pot să vorbesc de mine și la colegii la care m-a intrat la ore. Omul ăla când se duce la oră, face cu pasiune. Ce face? Că una e să fii profesor și alta să ocupi post de profesor. A fi profesor nu este chiar o meserie pentru oricine, dacă e privit așa cum trebuie. Și sunt nume mari în Rareș de profesori adevărați. Nu mai pregătim profesori, din păcate, în universități. Pregătim... calificarea locului de muncă. Da, deci... Institutele pedagogice poate și-ar avea rostul acum într-un fel oarecare să pregătească și din punct de vedere pedagogic mai mult, pentru că acum, să fim serioși, practica pedagogică este așa, da, o chestiune formală de cele mai multe. Nu ce făceam noi, nu? Mă ții minte, la Negruți, în semestru... Obligatoriu, trebuia să predai, să te duci, să faci, venea asistență la ore, copiii te tratau ca pe un profesor, dacă te comportai ca un profesor. Corect. Da, eu îți mulțumesc pentru participarea la emisiune. Mă bucur că au fost foarte mulți oameni care s-au uitat la noi și asta este dovada că încercăm și noi să facem lucruri de calitate cât se poate. Mi-a plăcut când ai intrat în studio și ai pentru că nu prea mai face lumea, să-i spunem, televiziune, că asta e ce facem noi aici, noi este o simplă emisiune. Dar încet, încet poate vom reuși să mergem mai departe. Îți mulțumesc tare mult pentru participare și stimați telespectatori. Deci am scăpat fără nicio veste din aia. După emisiune. După emisiune. Bine, mulțumesc. Da. După aceea, ce să vă zic, să aveți o zi frumoasă, o zi bună și aproape sigur astăzi vom avea vești despre schimbarea de la prefectură. Cele bune. Numai bine.